Timofei Ion se uită în gol la un singur punct de pe tavan, în timp ce se afla într-o celulă de detenție preventivă. A fost ultima zi înainte de a fi trimis în colonie. El spera la o pedeapsă cu suspendare, dar datorită eforturilor tatălui său, un tânăr major, bunicul său de 75 de ani, a primit un termen real un an în zonă. A trăit la bătrânețe în loc de sanatorii cu masă copioasă, la închisoare unde există paturi cu balanda urâtă, s-a gândit bunicul. Dar nu a regretat deloc ceea ce făcuse. Gândurile lui au fost întrerupte de un coleg de celulă. Timofei, pentru ce ești? Depășirea limitelor a apărării necesare. Chiar sub ferestrele casei mele seara. Trei bărbați beți au apucat o fată tânără a țipat când acești animali au început să-i scoată rochia. Ei bine, nu am putut suporta. Am luat arma cu care merg la vânătoare. Am vrut doar să-i sperii. Și doar să fugă. Eu, șeful vânătorilor, am uitat să scot cartușele. Doi au alergat imediat în toate direcțiile, iar al treilea, rănit, se gemuia pe pământ. În spital, ticălosul a fost pompat în mod miraculos, a fost agățat de un fir de la moarte. Da, s-a dovedit a nu fi simplu, ci un maior, fiul unui tată bogat. Același tătic s-a străduit să mă trimită în zonă în întregime. Da, Timofei. Să ai răbdare. Va fi greu pentru tine în zonă. Nu le plac bătrânii simpli acolo în închisoare. Și, în general, nimeni nu are nevoie de bătrâni nicăieri, și cu atât mai mult acolo. Și, într-adevăr, colegul de celulă s-a uitat ca prin apă. Chinul bunicului a început imediat ce a trecut pragul celulei din zonă. Văzând un pat gol, Timofei a vrut să se întindă. El avea o durere de cap de ceea ce trăise în timpul zilei. Ca un criminal înstărit, a fost adus în zonă. Nu a simțit niciodată o asemenea rușine în viața lui. Unde ți-ai așezat fundul, iar ridică-te repede. Deodată s-a auzit o voce neplăcută și aspră din spatele celulei. Ție îți spun, ție a strigat din nou infractorul, văzând că bunicul se uită în jur. De ce îmi comanzi? A întrebat bunicul. Fără teamă, nu era un om timid, el odată de mult a servit în Afganistan cu mult timp în urmă. El a protejat oamenii de bandiți, ca acest infractor, care acum țipă la el, dar forțele fizice nu mai sunt aceleași. Bătrânețea nu era o bucurie. Încă mai a îndrăzneala să întreb de ce. Da, pentru că eu sunt șeful aici, iar tu ești un nimeni. Bărbatul a sărit de pe pat și s-a apropiat de bunic. Tânăr, înalt, musculos, corpul lui era acoperit cu tatuaje. Se uită la Timofei cu ură. Tu ce crezi, nu știu de ce ai fost închis. Știu totul despre toată lumea de aici. Păcat că ți-au dat puțin, ei bine, dar nu-i nimic, o voi repara. Se credea un trăgător grozav. L-ai făcut pe Andrei, vărul meu, practic invalid l-ai lăsat. Bunicul nu a tresărit și curajos, uitându-se direct în ochii bărbatului, a spus să îl înveți pe Andrei, astfel încât să nu mai îndrăznească să ridice mâna către fete. Da, voi ridica mâna spre tine. Tânărul a strigat cu toată puterea și tocmai s-a repezit să-l lovească pe bătrân, când șurubul a clanșat în ușă și a intrat gardianul. Corobov! Oprește-te acum! Te joci cu focul! încă o bătaie în prizonier și vei primi un nou mandat. Dar eu ce? Eu nimic nu făceam. Doar făceam cunoștință cu bărbatul cel nou. De îndată ce ușa de fier s-a închis cu o bubuitură, bărbatul a sărit la bunicul și a început din nou să amenințe. Mă voi răzbuna pentru vărul meu Andrei și pentru mine. Acolo tu vei sta cu aceste cuvinte, i-a scuturat pumnul în fața bătrânului. Când toată lumea s-a împrăștiat în paturile lor și s-a liniștit, Timofei Ion și-a pus capul pe pernă pentru prima dată în acea zi și a simțit lacrimi curgându-i pe obraji. El, care toată viața s-a considerat un om sever, curajos, nu era obișnuit cu lacrimile, indiferent de ce s-ar fi întâmplat chiar și atunci când își îngropase soția Tania, care a murit brusc de un atac de cord și fiica Lena, care s-a îmbolnăvit brusc la vârsta de 14 ani și a plecat după mama ei Tania. Apoi se confrunta cu o durere ascuțită în sine, așezată pentru totdeauna în inima lui. Dar acum lacrimile au curs din disperare și lipsă de speranță. Singura rază de lumină din acest rămal întunericului întunecat erau scrisorile lui Zinaida, chiar fata pe care o salvase de violatori. Fosta orfelinată toată viața a visat la o familie și a sperat că într-o zi viitoare mamă și tată vor veni la orfelinat pentru ea. Dar nu a venit nimeni. Întâlnirea cu Timofei Ion, un bunic curajos și amabil, a fost cu adevărat un salvator pentru ea. Timofei a memorat liniile scrisorilor lui Zinaida primite în celula de detenție preventivă. Bună ziua, Timofei Ion. Ce mai faci, dragă? Cum ești tratat? Cum ești hrănit? Simt că e greu pentru tine. Foarte greu! Este mare durere că ești în închisoare din cauza mea. Dar cea mai mare bucurie că te am. Atât de bun, curajos, amabil, cel mai bun. Rezistați, Timofei Ion. Te voi aștepta. Dacă Dumnezeu are milă, voi veni la tine pentru o altă întâlnire. Te iubesc din toată inima. Mi-e dor de tine. Cu drag Zinaida ta. Aceste scrisori erau o adevărată comoară pentru el și chiar într-un moment atât de monstruos pentru el și-a încălzit sufletul. Cu aceste gânduri, Timofei a adormit spre dimineață. S-a trezit dintr-o apăsare ascuțită în lateral, tu de ce dormi? Ridică-te! Bărbatul urât de ieri, Korobov, a strigat la el: Hei, probabil te crezi aici într-un sanatoriu. Acum vor aduce chefir cu terci, râsul isteric al colegilor de celulă se auzea din toate părțile. La micul dejun, agresiunea nesfârșită a continuat. De îndată ce Timofei a adus o lingură la gură cu mâncare în închisoarea, Corobov a smuls bolul din mâinile bunicului. Cum îndrăznești să mănânci? Dacă îmi place, o voi mânca eu. Cum n da, am un organism tânăr. Este necesară o porție dublă. Râsete puternice au răsunat din toate părțile, care păreau să zguduie pereții. Fu, este dezgustător, Korobov s-a încrețit și în aceeași secundă a turnat tot conținutul din farfurie pe capul bunicului. Celula plină de prizonieri s-a zguduit și mai mult de râs. Bunicul s-a așezat și a turnat terci, amestecat cu lacrimi dintr-o nedreptate atât de monstruoasă. La urma urmei, el a protejat o persoană de bandiți, oricine ar fi fost, cerșetor sau fi ai unui tată bogat iar palmele și agresiunea în închisoare nu sunt primite de bandiți, ci de el mai presus de toate, am fost lovit de reacția supraveghetorului, care privea de pe margine. Nu numai că nu s-a ridicat în apararea lui Timofei, dar s-a prefăcut că nu s-a întâmplat nimic și chiar i-a fulgerat un zâmbet pe față. Era evident că Korobov era chinuitorul bunicului, aici într-o poziție privilegiată un criminal obișnuit nici nu visa la astfel de beneficii. Stătea pentru mulți bani, pe care un milionar le-a dat pentru că și-a asumat vina fiului său. Prizonierul a spus pur și simplu că conducea el mașina care a lovit un bărbat. O sumă considerabilă din acești bani, desigur, a fost primită în secret de șeful coloniei. Cu o apărare atât de puternică, Korobov a făcut ceea ce și-a dorit. Timofei, în ciuda tuturor situației, a decis ferm să reziste și cu orice preț să supraviețuiască în astfel de condiții inumane de dragul lui Zinaida. Ea este ca o nepoată pentru el, într-un timp scurt a reușit să devină singura persoană apropiată. Timofei nu și-a putut reveni după plecarea bruscă a soției și fiicei sale. A trăit singur toată viața. Și, dintr-o dată, la bătrânețe, o asemenea fericire era ca și cum Domnul însuși i-ar fi trimis-o pe Zinaida pentru toată suferința lui. Sub o grindină de batjocură, bunicul a reușit să reziste până la sfârșitul săptămânii. Și apoi a venit ziua când, o dată pe săptămână, când prizonierilor li s-a permis să se spele. De îndată ce Timofei a pornit apa, în același moment a simțit o împingere puternică în spate, din care nu a putut rămâne în picioare pe podeaua alunecoasă și a căzut. De ce tot ca zi bătrân nenorocit? Corobov, care l-a împins, le abat jocorit pe bătrân, de ce nu te ridici? Ridică-te! Apoi a văzut că starea bătrânului era rea. Corobov era foarte speriat, ca ultimul laș. Dar nu din cauza bunicului, ci din cauza sa. Indiferent de modul în care primește un nou mandat. La naiba a murit sau ce? Hei, dacă ești în viață, nu îndrăzni să mă calomniezi. Korobov s-a grăbit să plece, astfel încât nimeni să nu creadă nimic rău despre el. Timofei a rămas întins pe podeaua rece, incapabil să se miște. Cu fiecare secundă, durerea acută din zona capului a crescut și bunicul a simțit că își pierde cunoștința. S-a trezit într-o cameră cu pereți albi și o ușă albă, iar fața unei femei frumoase s-a aplecat peste el. Timofei Ion credea că se află în paradis, unde era bine și nu era durere. Iar lângă el era un înger. O voce feminină plăcută l-a adus înapoi pe pământ. Timofei Ion, te-ai trezit, e bine! Doamne, ce ți-au făcut? Ce fel de animale le este locul cu adevărat în zonă? Medicul închisorii Antonina Sergivna nu a putut restrânge emoțiile în creștere. Doctore, ce e cu mine? A întrebat Timofei. Și-a dat seama că se află într-un spital de închisoare. Dar, din păcate, nu pentru mult timp. Și în curând tot acest coșmar din ultimele zile va continua. Vânătăi ale țesuturilor moi ale capului, mâinilor, numeroase hematoame. Nu există fracturi și leiuni cerebrale traumatice, slavă Domnului! Ai fost bătut! Pentru ce? Cum pot ridica mâna împotriva ta? Nu este nimic sacru în astfel de oameni, a continuat medicul să fie indignat. Mulțumesc, dragă, pentru o vorbă bună! Dar nimeni nu m-a lovit, am alunecat. Podeaua este prea alunecoasă. Timofei, dintr-un anumit motiv, a mințit-o pe doctorasă, pur și simplu nu a vrut să fie tratat ca un bătrân bătut și bolnav. Dar, desigur, Antonina Sergivna nu l-a crezut. El a spus același lucru anchetatorului, care a pus o întrebare similară. Bunicul s-a prins de gândul neplăcut că îi era frică de pretențiile lui Korobov. Slăbănog! Se gândi el însuși. Timpul petrecut în spitalul închisorii a fost un paradis pentru bunic în comparație cu chinurile din celulă. Antonina Sergivna s-a dovedit a nu fi indiferentă față de durerea bătrânului și... Datorită ei, Timofei a putut rămâne în spital nu două zile, ci o săptămână întreagă. Dar săptămâna s-a încheiat, bunicul s-a cutremurat gândindu-se la ceea ce îl aștepta în celulă. Am încercat să mă pregătesc mental, dar este imposibil să mă pregătesc pentru asta. Ca balsam pentru sufletul său bolnav, a apărut o nouă scrisoare de la Zinaida, la care s-a bucurat ca un copil. Dragă Timofeion, scriu aceste rânduri și plân de fericire. Mi s-a permis în sfârșit să vin la o întâlnire cu tine, doar 10 minute. Dar cele mai așteptate minute de fericire. Voi fi la tine peste 3 zile. Stai, ai grijă de tine. Mi-e dor de tine, cu drag Zinaida. Inima bunicului a fost cuprinsă de un sentiment de bucurie. După astfel de cuvinte, nu este înfricoșător să mori. Seara, șurubul de fier de la ușa celulei s-a clătinat ca de obicei și paznicul l-a împins pe Timofei în ea. Aștepta ridicolul obișnuit, bat jocură, insulte, agresiunea dar surprinzător, nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. Nimeni nu a acordat absolut nicio atenție aspectului său. Colegii de celulă s-au strâns în grupuri separate și au șoptit între ei. Un singur condamnat, care a observat venirea lui Timofei, s-a plecat din patul de vis, -vis și a spus Ești norocos astăzi, bunicule! Korobov este bolnav și nu este de tine!" Deci, puteți să vă aruncați copitele și să dormiți. Bunicul nu a răspuns la nimic, doar s-a întins pe pătuți și s-a întors spre perete. Timofei a căzut într-un somn neliniștit. Nu și-a dat seama de cât timp dormea, dar dintr-o dată, printr-un vis, a auzit sunete ciudate și un cuvânt liniștit, abia distins ajutor. La început, bunicul nu a acordat nicio importanță acestui lucru, hotărând că visul încă se desfășoară dar după câteva secunde sunetele și vocea rugătoare s-au repetat. Timofei se trezit brusc din patul lui. Era miezul nopții, toți prizonierii dormeau, sforăind în moduri diferite. Doar un geamă tabia ce se auzia a venit din adâncul celulei. Bunicul a mers în direcția din care a venit sunetul. Calea lui era iluminată de o fâșie îngustă de lumina de pe coridor, făcându-și drum prin golul dintre ușă și podea. O clipă mai târziu, Timofei și-a dat seama că geamătul venea din patul abuzatorului său, Corobov. Bărbatul zăcea palit ca un mort, într-o sudoare rece și tremura de ferege, de parcă ar fi fost urmărit de o haită de câini vagabonzii. În primele secunde, Timofei a vrut să se întoarcă și să plece, așa cum a făcut Korobov la dușcând. Fără să se gândească la consecințe, l-a împins. În ciuda faptului că Korobov era cel mai rău dușman, Timofei, un om cu un suflet larg, nu avea inima să l-abandoneze. La urma urmei, nici animalele nu sunt abandonate. Și iată un bărbat din anumite motive s-a născut. Deci a fost voia lui Dumnezeu. Ce e cu tine? A întrebat Timofei. Omul a spus: Inima mă doare foarte mult. Stai, calmează-te! Este probabil un atac de cord, poate va trece. Dar omul se înrăutățea cu vederea. Și a ținut mâna peste inimă și a șoptit doar cu o voce abia ce se auzea: Nu te duce, ajută-mă! Timofei nu știa ce să facă și cum ar putea să-l ajute. Nu e doctor. Ah, Doamne, ce îmi pierd timpul! Trebuie să meargă urgent la spital. O să-l strig pe paznic să mă ajute cu spitalul. Mă întorc imediat, i-a spus bunicul lui Corobov. Și o clipă mai târziu s-a repezit la ușă și a început să bată în ea cu toată puterea. Colegii de celulă nemulțumiți au strigat la bunicul din toate părțile, forțat să se trezească din cauza sunetelor puternice care tăiau tăcerea. Ce naiba faci, bătrâne! Idiotule! Calmează-te imediat, ai probleme! Timofei nu a acordat atenție exclamațiilor furioase, dar a continuat să bată la ușă. În cele din urmă, ușa s-a deschis și un gardian somnoros a intrat în celulă, la fel de nemulțumit ca prizonierii. De ce ai nevoie? Uitându-se la Timofei. O persoană are dureri de inimă. Este pe cale să-și piardă cunoștința, trebuie dus la spital, a spus emoționat bunicul. Gardianul s-a urcat în patul lui Korobov și a văzut că era complet bolnav scărpinându și ce cu mâna și căscând. A spus cu o voce indiferentă. Desigur, voi anunța unde trebuie, dar medicul nu va ajunge decât dimineață. Nu uitați că acesta este un spital de închisoare, nu o clinică privată. Nu trebuia să ajungeți aici. Timofei a fost lovit de cruzimea și insensibilitatea supraveghetorului. Dar nu va trăi până dimineață. Informează-le pe șeful coloniei. Îl cunoaște bine pe Corobov, a spus bunicul. Nu fi deștept, nu da ordine aici, a răspuns paznicul și a dispărut în spatele celulei, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Timofei s-a întors la Corobov, fără să fi vorbit prea mult. Omul se uită la el cu ochii larg deschiși, îngroziți. Nu mai putea vorbi, doar mormăi și. După câteva secunde, mormăitul s-a oprit și el bunicul l-a luat de mână, pulsul practic dispăruse. Colegii de celulă discutau animat de ce s-a întâmplat. Uou, wow, Corobov moare, aceasta este o întoarcere. Acolo este și drumul, că prea era mândru. Bunicul nu a fost pierdut și a amintit de tatăl său. Cu mulți ani în urmă, când Timofei era încă adolescent, tatăl său a avut un atac de cord sever, care ulterior s-a dovedit a fi un infarct miocardic. Mama i-a făcut un masaj cardiac de mai multe ori înainte de sosirea ambulanței. Și i-a salvat viața tatălui său. Dar nimeni nu a salvat-o pe mama de un atac de cort. Pentru că nu era nicio persoană în apropiere care să o poată ajuta. Iar ambulanța a ajuns prea târziu. Se pare că acesta este același caz acum, s-a gândit Timofei și, fără ezitare, a luat măsuri. Și-a pus palma pe pieptul bărbatului în zona inimii și a început să facă împingeri ritmice. Prizonierii deschideau gura și, ca o turmă de privitori, priveau ce se întâmpla, din când în când, făcând exclamații neplăcute. Asta da, bunicul îl ajută, dar Korobov se ștergea cu picioarele pe el, dar el încearcă să-l scoată din lumea cealaltă. Cu siguranță nebun! Lucrările lui Timofei nu au fost în zadar. Pulsul s-a accelerat și inima a început a bate mai repede. Bărbatul a deschis ușor ochii și chiar a încercat în tăcere să-și miște buzele. Aparent, Korobov s-a născut într-o cămașă, sau poate rugăciunele lui Timofei au funcționat, dar abia curând prizonierul bolnav a fost dus pe o targă din celulă. Știrile din închisoare circulă repede, iar a doua zi întreaga colonie buzia despre cele întâmplate. Toată lumea a fost șocată de actul bunicului. Dintr-un om umilit s-a transformat într-o autoritate respectată de prizonieri. L-a salvat pe Korobov, șopteau prizonierii. Timofei nici nu s-a gândit la eroismul său. În plus, nu este deloc eroism, ci doar ajutarea unei persoane aflate în necaz. Gândurile lui erau ocupate cu alte lucruri. Bunicul era epuizat de existența sa în închisoare. Voia să se întoarcă acasă în satul natal. Unde trăise toată viața? În copilărie, m-aș fi urcat pe soba meu preferat și m-aș fi acoperit cu o pătură ca o perdea din toate necazurile și nenorocirile. Dar, indiferent de ce, astăzi este cea mai fericită zi. O întâlnire mult așteptată cu Zinaida. Ce bucurie este aceasta! Zinaida! A strigat Timofei, de îndată ce o fată mică, subțire, cu ochi mari și cenușii, a intrat în sala de ședințe însoțită de un paznic. Timofei, bunicule! Ce mai faci? Doamne, cum ai slăbit, dragă? Nu ești hărțuit aici? Întrebă Zinaida cu teamă. Nu, dragă, nimeni nu mă jignește. Și tu cum ești, ai bani din care să trăiești? Bunicul a întrebat-o. Da, eu sunt bine. Doar că tu nu ești prin preajmă, bunicule Timofei. Mie dor de tine nebunește. Și mie, Zinaida, îmi este foarte dor de tine. Au fost atât de multe lucruri pe care am vrut să ne întrebăm reciproc. Dar nu au avut timp să facă nimic. Zece minute au zburat inecredibil de repede. Când gardianul a anunțat sfârșitul întâlnirii, lacrimile au apărut în ochii lui Zinaida. Timofei, oricât ar fi încercat, nici el nu și-a putut reține lacrimile era atât de emoționat încât nu se putea liniști noaptea. Nimeni nu l-a mai deranjat, nu l-a bat jocorit, au renunțat la bat jocuri și ridiculizări în direcția lui. Dar nu i-a făcut inima să se simtă mai bine. Timofei Ion întângea nebunește după sat. O casă confortabilă care încă păstra căldura rudelor sale și, bineînțeles, pentru Zinaida, iubita lui fată. Dar nu o va vedea timp de opt luni. Pentru criminali înrăiți un termen scurt, dar pentru el o eternitate întreagă. Timpul a trecut, iar schimbările în bine așteptau încă foarte, foarte mult timp. Dar bunicul s-a înșelat, schimbările fericite au venit chiar a doua zi. Dimineața, un gardian a venit în celula sa și, însoțit de două escorte, Timofei a fost dus în fruntea coloniei. Un bărbat de vârstă mijloce cu părul cenușu stătea într-un fotoliu și îl privi pe Timofei cu o privire de ochi adânci. Bunicul era îngrozit de ceea ce îi se putea întâmpla. La urma urmei, tot ce s-ar putea întâmpla rău i s-a întâmplat deja. Emoția lui a crescut cu fiecare secundă, până când a auzit o frază la care nici măcar nu mai visa. Timofei Ion, au fost dezvăluite noi circunstanțe în cazul tău, a fost revizuit. Drept urmare, sentința a fost redusă la șase luni. Ați executat deja această sentință în centrul de detenție preventivă și aici. Deci vei fi liber de mâine. Timofei Ion a fost luat prin surprindere și nu a putut rosti un cuvânt ca răspuns. Șeful, observând confuzia lui, a confirmat încă o dată vestea care l-a lovit pe Timofei, da, da. Mâine vei fi liber. Și asta este tot pentru tine, bărbatul i-a înmânat un plicul bunicului. Când a deschis conținutul plicului, Timofei nu a fost mai puțin uimit decât vestea eliberării sale. Bună ziua, Timofei Ion! Acesta este Pavel Korobov. Dacă citiți această scrisoare, atunci vi s-a spus deja despre eliberare. Felicitări, oameni ca tine nu ar trebui să fie în zonă. Nu am cuvinte să-mi exprim recunoștința pentru inima și mâinile tale simpatice care mi-au salvat viața. Și nu există cuvinte care să-ți ceară iertare pentru comportamentul meu monstruos. Dar, totuși, te rog să mă ierți. Aș vrea să pot spune toate acestea în persoană. Acum sunt închis într-o altă colonie. Dar poate ne vom vedea într-o zi. La revedere, cu drag, Pavel! Te iert! te iert, nu este nimic mai sincer și mai strălucitor decât pocăința, șopti bunicul. De atâția ani nu și-a pierdut credința în oameni. Când porțile închisorii s-au închis în spatele lui Timofei, el a fost fericit să vadă soarele strălucitor și cerul albastru. A respirat adânc aerul dimineții de vară. Totul va fi bine acum, se gândi bunicul. Deodată a auzit sunetul tocurilor bătând pe asfalt. Ea e Zinaida. Zinaida, cam târziu, dar nu contează. s au îmbrățișat la fel de strâns ca întotdeauna. Și nu s-au mai despărțit niciodată. Au trecut cinci ani. Timofei nu s-a mai gândit la închisoare. Cu excepția cazului în care, ca un vis teribil care a avut imprudența să devină realitate. Într-o duminică, când participa la o slujbă la o biserică locală, a observat o față familiară printre însoțitori pe care o văzuse odată, dar nu și amintea unde. Nu e de mirare, anul acesta Timofei a împlinit deja 80 de ani. Poate că memoria încedează. Bărbatul se uită fix la bunic, deodată i-a venit în minte lui Timofei, acesta este Pavel, același Pavel Korobov, din închisoare. Iată că ne-am întâlnit Timofei Ion. Și în timp ce îmi fac pedeapsa, am venit la Dumnezeu. De atunci am privit lumea cu alți ochi, totul datorită ție. Mă voi ruga pentru tine. Bravo că nu te-ai pierdut, Pavel! A răspuns bunicul, iar fața lui s-a luminat ca o rază de soare. Timofei a părăsit biserica în spirite înalte. El este iubit și supravegheat de Dumnezeu. Deci viața merge mai departe, indiferent de orice.